Hai să vedem la... Domnul profesor, am venit, domnule, și am avut o problemă și nu m-ați spus să o faceți, nu știu, mă spune și la vecini. Știi cum? Nu mi-e frumos. Ai? Ai ce, mă? Ziua. Ce-a luat-o? Da, zic, am zis. Și eu, niște chestii la temă. De la algebră? Și... La algebră. Da, nu contează. Limba. Da. Limba. De la trebuie să trebuie. Nu face decât să ne fie de folos. Exact. La are acum, voi ați intrat în noțiunile acestea și vă vine domnul foarte bine. Domnul profesor, vă demonstrat, voi o să fiți chiar bun. Media aritmetică a trei numere raționale este 16,5. Media aritmetică a trei numere. Adică, ce înseamnă media aritmetică a trei numere? A plus B plus C supra 3. Deci A plus B plus C supra 3 este egal cu? 16,5. Da. Dacă media aritmetică a două dintre ele este 17,5. Două din ele. A plus B. A plus B. Ce înseamnă A plus B pe 2, nu? Pe 17,5. Da. Aflați cel de-al treilea număr. Ce egal cu cine? Ce egal cu cine? Deci cu cine este egal ce? Lasă-l pe ea. Puteți voi încă o dată. Faceți mișcarea asta. Că din a doua rezultă că AB egal cu... Nu AB, A plus B. A plus B egal cu... Cu cine? Egal cu 17,5 ori 2. Adică 35, nu? Ca să nu pierdem timp. 17 ori 2, 34, 05 cu 05, 35. 35. Și cu A plus B știut, Adi? Da, nu locuim în prima. Păi, dar de ce n-ai făcut acasă așa? Exact. Hai, repede. Deci vine 35. 35 plus C, C supra 3. Supra 3 egal cu 17,5. Mulțim totul cu 3 și vine 35 plus C egal cu 3 ori 5, 15. Cât face? 49,5, nu? 49,5. Și am aflat pe de unde C va fi egal cu 49,5 minus 35, adică egal cu 14,5. Termina problema. Altceva? Problema a doua. Media aritmetică a patru numere raționale este 23,4. Ce înseamnă asta? A plus B plus C plus D supra 4. Așa trebuie să facem. A plus B plus C plus D. Egal cu? Supra 4. Supra 4, da. Este egal cu 23,4. Dacă media aritmetică a două dintre numere este 21,6. A două din ele oricare, da? A plus B. Da. Pe 2 egal cu... 21,6. Aflați media aritmetică a celorlalte două numere raționale. Deci, cât este C plus D? Pe 2. Pe 2. Egal cu semn întrebări. V-am zis că 5 minute? Hai, adu-te, zic cum faci. Păi tot așa, din a doua rezultă că A plus B egal cu 21, 6 ori 2. Da. Și ar da, parcă 43. Deci de aici spui că vei spune așa. A plus B egal cu 43,2. Așa vine? Da. 43,2. Și cu A plus B găsit ne ducem sus. Și zicem 43,2 plus C plus D. Totul supra 4 sau egal cu de 4 ori 23, nu? 4 ori 23,4. Și se fac calculele, deci de acolo se găsește C plus D și rezultatul care ți-l dă împarți și la 2 ca să fie media. Altfel, cum aș fi mai făcut? Ca o șmecherie, aici aș fi amplificat numai cu un 2. Deci, vedeți egalitatea asta. Dacă mulțesc totul cu un 2,
ea devine A plus B plus C plus D, totul pe 2, este egal cu 23,4 ori 2, face 46,8. Distribui numitorul și vine A plus B pe 2, plus C plus D pe 2, egal cu 46,8. Și cum A plus B pe 2 îl știi, 21,6, înseamnă 21,6, plus C plus D pe 2, egal cu 46,8. Și îți scoate C plus D pe 2 deodată, media. C plus D pe 2 egal cu 46,8 minus 21,6 și deodată iese. Foarte rău. Da? Deci chestia asta de a mulți cu 2, ca să îmi apară aici la supra 2. Și să pot distribui 2 și să mă duc la medialul. Corect. Deci mai departe. Hai, Teo, la tine. La tine. Ai văzut? Încă o chestie, o observație. Eu nu am cartea. Mi se face acasă. E la mine cartea aia. Tu acum ești stresat de o chestie. N-am făcut teama. Dar ai încercat să o faci? Nu. Poți să împrumut că altă. Deci încercăm să o și facem ca să vedem. Vinem aici cu chestiuni. Când vine ziua aceea, să vinem cu chestiuni care nu au mers acasă. Să-i superb. Așa vreau să se întâmple. Da. Și acum să vedem. Zi-te o problemă care vrei. De a temă? De care vrei tu? Care vrei, ce vrei tu să discutăm? Care ai tu? Calculați, tema sau ce ai? Da. Calculați la corpul segmentul AB și CD, știm că AB este 2 decimetri, CD este 0,3 metri. Asta e așa. Primul sub punct. Raportul? Da, eu spun în față. Nu contează, nu contează. Nu, îi dictezi. Dictezi. Păi este primul sub punct. Deci calculați raportul segmentelor. Deci să dăm sărbind AB, așa ai spus, AB egal cu... AB 2 decimetri. 2 decimetri. Și CD 0,3 metri. 0,3 metri. Atunci AB supra CD, că asta înseamnă raportul, da? Înseamnă 2 decimetri supra 0,3 metri. Ca asta înseamnă raportul. Și nu putem lucra decât dacă ne ducem aceeași unitate de măsură. Trebuie să transformăm. În ce să transformăm? Metri. Decimetri. În metri. Metri, da. Aici ce o să spun? 2 decimetri, câți metri înseamnă? 0,2. Corect. Da? Deci decimetri, centimetri. Cum vine acolo? Metru este unitatea de măsură. Și aici decimetru de 10 ori mai mic. Centimetru și respectiv pe urmă cine? Milimetru. El crește și descrește din 10 în 10. Sus deasupra, cine se află după metru? Decametru. Dam. După aia... Hectometru. Și kilometru. Hectometru. Și kilometru. Și kilometru. Kilometru. Noi venim în urmă, da? Noi avem decimetri. Și ca să mă duc spre metru, e de 10 ori mai puțin. De aceea spunem că aici o să am 0,2, da? 0,2 metri supra 0,3 metri. Da? Și metru cu metru se simplifică. Raportul deschide un număr. Și 0,2 pe 0,3? Cum? Lăsăm așa 0,2 pe 0,3? Putem să amplificăm cu 10, ca să iasă 2 pe 3 și după. Sigur că da. Mulțim cu 10 și sus, sus și jos, face 2 pe 3. Terminat problema. Deci așa o să fac și pe tot. E. Atât, da? Dacă restul am deja exemple în caiet și de acolo mă... Ei, așa trebuie gândit. De am deja posibilitatea să fac tema. Aici nu mi-a fost clar și asta o puteai face, să știi. O puteai face dacă te uitai. În mod sigur. Acum să facem o problemă de geometrie. Hai să facem o problemă mai adevărată. Mai adevărată, dar da, nu cu oarii. Nu cu oarii, nu cu oarii. Oarii. O problemă de, nu, de asta. Și Teo are tot fără arii. Acum, domn profesor găsesc una, fără arii, ca să nu se mai sperie. Aia trapezul. Nu trapezul ABCD. Trapezul ABCD. Ipoteza problemei, da? Da. AB paralel cu CD. Am. ABCD trapez.
A, B, C, D, trapez. A, B paralelul cu CD. Sigur, e că precizarea a făcut A, B paralelul cu CD. CD egal de două ori AB. CD este de două ori AB. E mijlocul latului CD. E mijlocul latului CD. E aparțin lui CD. Da, segment închis. Segment închis cu precizarea că eu e la mijloc, adică ce e. Ba da, zice că ce e mijlocul latului CD. Da, da. Ce e? Ce e? Congruent. Cu ED. Cu ED. Punctul F este intersecția diagonalei AC cu segmentul BE. Deci AC intersectează BE. AC BE. Da, în punctul F. Egal mulțimea formată din F. În concluzie, să arătăm că F este mijlocul segmentului AC. F, mijlocul segmentului AC. F aparține lui AC. Și nu oricum. Da, astfel încât. Așa încât. FA congruent cu FC. FA congruent cu FC. FC. Să pornim la treabă, luăm un trapez, exact cum spune acolo. Păstrăm proporțiile indicate de autor. Deci un trapez cu baza mare CD, da? Vedeți să zice așa, deci AB, asta, iar baza mare trebuie să fie de două ori cât baza mică, CD, aproximativ, așa, e pe CD și la mijloc, eu la mijloc. Dacă e fac trapezul, iată, aici, eu fiind la mijloc, ochiul spune că... Că A, B, D, E, paralelogram. A, B, A, B... C, E. A, D, B, E. A, B, D... A, tu B, ai B, pus... B, E. A... A, eu am pus altele. Am... Nu contează, A, B, A, B, B, C, A, B, C, D. Ai avut... E corect ce spui tu. Deci așa trebuie ordinea, ca să respectăm A, B, C, D. Corect. Da? Și A, B, I, D, E, e paralelogram acum. Putem știe asta. AC intersează BE. AC intersează BE în punctul F. Așa. Să arătăm că F e la mijlocul lui BE. Să arătăm că F e la mijlocul lui AC. Da. Așa. Păi ca să arătăm că F e la mijlocul lui AC, ar trebui să arătăm că AB e că e paralelogram. AB e că. E că. Trebuie să mai trage o iadică. A, așa, iată o altă idee, să trage, să trasezi și pe ea. Da. Avem că AB e paralel cu CD și cum E este pe DC, rezultă că AB e paralel cu EC. Deci AB e paralel și cu EC. Da. Are motive foarte clare. Și ar trebui să arătăm că AB e congruent cu EC. Și cum AB e și congruent cu EC, iată două laturi opuse paralele și congruente, figura AB. Este paralelogram, deci BF va fi cât FE și AF cât FE. Într-un paralelogram diagonal se înjumătățesc și gata problema. Nu poate un simplu, dacă ne-am prins de faptul că ABCE este paralelogram. Da? ABCE este paralelogram. Cum redactăm? Demonstrație. Da, te rog. AB este paralel cu DC. AB paralelă cu DC. E este pe DC. DE, spune deodată, DE. DE congruent cu EC. DE congruent cu EC. Rezultă că AB este paralel cu EC. AB? Paralel cu EC. Dar ai zis AB paralelă cu... Cu DC. Și am zis că este pe DC. Așa. De fapt, trebuia să spui că avem A, liniuță E, liniuță da. C. Poliniare. Poliniare am spus în chestia asta. Și atunci înseamnă de aici... AB paralel cu EC. AB paralel cu EC și congruent. Și AB congruent cu EC. Deci de aici rezultă că figura AB... EC paralelogram. EC paralelogram. Deci rezultă AF congruent cu FC. A, F? Congruent cu FC. Și
B, F, B, cât fuie. Și F, B, cât fuie. Sigur, da. F, B, congruent cu F, E. Și la unde trebuia punctua. Păi, atât. A, F, cât fuie. Cât fuie. Păi am arătat și încă a fost chestiunea asta. Altă... Mai avem 20 minute. 20 minute, da. Da, timp. Da, te rog. Se consideră pătratul ABCD. Teo, dacă nu înțelegi ceva, te rog să întrebi. Da, nu, eu redactez asta și încerc să întreb. Da, da? Da. Tu redactezi la fel, dar ai înțeles? Da, am înțeles-o. Folosești altfel de redactare? Da. Ia să o lăsăm și pe ea, domnul profesor. Bun, da. Ca cum, să înțelegem. Să vedem dacă... Da, cum știe ea. Nu cred că vrei să... Vorbești că l-ai deschis gura, că nu te încurca aparatul atât de tare încât să... Se consideră pătratul ABCD, ABCD pătrat. Deci în ipoteză avem... ABCD pătrat. ABCD pătrat. Pe laturile AB, BC, CD, DA ale pătratului se iau punctele. AB. E pe AB. Deci AB. Eu aparțin lui AB. El aparține lui AB. F-ul lui BC. G-ul, F-ul lui BC. F-ul aparține lui BC. G lui CD. H lui AD. Lui AD, da? Da, da. Astfel încât măsura unghiului AGD egală cu măsura unghiului. B, H, A egală cu măsura unghiului. H, E, B și egală cu măsura unghiului. C, E, B. C, E, B și egală cu măsura unghiului. D, F, C. D, F, C. Și egală cu 75 de grade. Da, 75. Și cine da. Așteaptă. Știind că BH intersectează BH, tot în ipoteză, BH, BH da, BH. Intersectează câie în punctul M și DF intersectează câie în punctul N, AG intersectează DF în punctul P, BH intersectează AG în punctul Q, AG, așa, arătați în concluzie că MNPQ pătrat. Hai mai timpul. Deci, un pătrat este de pătratul ABCD și eu pe AB deci ia niște puncte cheie. Apoi E pe aici, E, F, G și H. Și H. Dar nu așa oricum, ci trebuie să avem A, G, D. Măsura lui A, G, D. Ia să vedem. A, gândim aici. A, G, G, D. D. Adică ăsta să fie de 75 de grade. Asta să fie de 75, dacă îl iau la jumătate, cât îi rămâne ăsta? Dacă am zis 75 de grade, cât îi rămân 90. Aici până la 90? 15 grade. Da. Nu? Uh-huh. Deci, ăsta să fie de 75. Pe urmă... Toate să fie de 75. Următorul. Și BHA. A, G, D. B, H. B, H, A. 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 Deci în H să fie. Deci, practic, ăsta de aici să fie congruent cu asta de aici.
ca să înțelegem. BHA. Da. După aceea DFC. D F F C C D F D F C C C C sus. Așa, da. Deci, din nou, fixăm aceeași mărime a segmentului ăsta de aici. Asta ar fi cât asta aici. Da, și C e B. Și C e B. Tot așa îl fixăm. Așa. Atunci astea toate se intersectează. Da, BH cu C e în M. Așa, și trebuie să arătăm că figura asta e pătrat. Exact. Hai să vedem aici. BH cu C e. Care figură? Acum așa. Da, e da. Deci BH cu C e. Cu C e. Asta. E, nu-ți-a așa. Da. E punctul ăsta cu M. M. DF cu C e. Deci mână. Da. P și Q. Așa. P și Q. Să arătăm că aia e pătrat. Asta este un pătrat. Ce știm despre pătrat, în primul rând? Cantitatea congruente. Are toate unghiuri de 90 de grade. Diagonale sunt jumătățe, sunt perpendiculare, sunt bisectori. Diagonale sunt congruente. Bisectoare. Diagonale sunt congruente. Sunt toate laturile sunt congruente între ele, nu așa, ca să fie pătrat. Și ca proprietăți ai spus clar că diagonale sunt perpendiculare într-un pătrat. Deci ele sunt și diagonale da, într-un pătrat sunt și congruente. Sunt și în jumătățe, sunt spune. Sigur, păi te-ați prea de la paralelogram. Toate proprietățile paralelogram. Dacă sunt perpendiculare? Nu, sunt și perpendiculare. Sunt și perpendiculare. Și bisectoare. Și bisectoare ale unghiurilor respective înseamnă că 90, 45, 45, da? Atunci este triunghiul isoscel. Sigur că da. Triunghiurile acelea care se urmează sunt isoscel. Ca să fie figura asta care a apărut la noi, nu prea apare pătrat, hey. Pentru că n-am fost atât de riguroși. Da. Ar trebui să arătăm că toate laturile sunt congruente între ele, da? Și un unghi 90 de grade. Păi, dacă, dacă are toate unghiurile, dacă are toate laturile congruente, poate să fie și romb. Dar dacă are și un unghi de 90 de grade, este pătrat. Rombul cu un unghi de 90 de grade este pătrat. Corect. De acord. Păi, nu ne ajută paralelismul? Cu secanta G, A sau... Nu știu. Deci, mai întâi am plecat pe varie, ideea să fie laturile opuse paralele, să ne zicem măcar să fie un paralelogram, nu? Ok. Da? Ei, să vedem cum. Ca să putem arăta că asta de aici e paralel cu asta. Zi-te-o. Dar nu, încă mă gândesc. Îmi voiam să zic să ne uităm la un anumit triunghi. Unghiul AGB are 90 de grade. Unghiul AGB. 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 Nu, AQB. AQB. Are 90. De unde știi? Nu are. DC e paralel cu AB și secanta AG. Rezultă și cum ăla de 75, ăla va fi de 75. Și are unghiul de 15. Și 90. Și 180 minus 90, ai 90. Deci, cum îmi spui tu, deci unghiul ăsta de cât este grad? De cât de grad? Ăsta de 75 are dreptate că ăsta e de 15 din triunghiul ăsta. Da, ăla e de 15. Ăsta e de 15 de că face parte da. Acolo. A, cubă e de 90. 15 plus 75 face 90 și a rămas ăsta 90. Da. Bun? Da. Corect. Deci mai întâi tu te-ai dus și ai arătat că e un unghiul de 90. Mai trebuie să aflăm că sunt congruente laturi. Laturi sunt congruente. Să fie paralogram. Dar cum ne-ați învățat dumneavoastră, domn profesor, să desfacem ipoteza, că nu ne dă autorul sigur, nimic degeaba. Sigur că da. Deci și el nu furnizează nimic în, așa de aiurea. Unghiul este acasă de 75 de grade, este un prim lucru pe care Miruna l-a valorificat pentru început, dar poate nu suficient din asta. N-ai valorificat tot ce se putea deduce din ea, din informația aceea. Pătrat. ABC de pătrat. Trebuie folosit asta. Păi...
Să vă spun un lucru pe care poate v-am mai amintit și altă dată. Două unghiuri cu laturile paralele, două câte două, sunt congruente. Deci dacă latura asta e paralelă cu asta și asta e paralelă cu asta, atunci unghiurile acestea sunt congruente. Deci două unghiuri ce au laturile paralele, două câte două, sunt congruente. Reciproc. Dacă două unghiuri sunt congruente și au o latură a unea paralelă cu cealaltă, atunci celelalte două laturi care completează sunt și ele paralele. Deci putem demonstra, dar insist pe Ienuț. Deci două unghiuri care au laturile paralele două câte două, adică asta deci paralel cu asta și asta paralel cu asta. Sunt congruente. Sunt congruente. Reciproc. Dacă două unghiuri sunt congruente și au câte o latură a unuia paralelă cu a celălalt și ele fiind congruente, celelalte două care completează fiecare în parte unghiul, vor fi și ele paralele. Deci, acolo asta avem. G, cu A, E, paralelogram. Deci, iată că... G, cu A, E, paralelogram. Care? G, cu A, E. G, C, C, A, A, E. E. De ce? Pentru că avem unghiul G, cu paralel cu A, E. Avem G, cu paralel cu A, E. Avem D, A, G, congruent cu E, C, B și C, B paralel cu A, D. Deci A, G, paralel cu C, E. G, C, foarte tare. Cu A, e. Ai fugit în altă parte. Eu mă vreau să vă conduc într-o parte, dar G, ea mers cu alte idei. Deci observă că G, C, E, A, este paralelogram pentru că A, E, paralelă cu G, C, din pătrat, din pătrat. Și ea mai are și observația asta și noi o să vedem de ce. Că A, E este chiar că G, C. Pentru că din congruența triunghiului D, P, A și C, B, E, rezultă că triunghiile sunt congruente, putem dovedi repede, adică E, B este cât D, G, chiar așa am și gândit când am construit triunghiurile. Atunci au rămas ca diferență, G, C, O, A, E sunt congruente și dacă se întâmplă ca într-un patru later, două laturi opuse să fie paralele și congruente, paralele sunt din cauza patru laterului, pătratului, sunt și congruente din motive foarte clare, da, paralel. Atunci e paralelogram și atunci și celelalte două, G, A, cu E, C, sunt paralele. Și G, A, cu E, C, sunt paralele. Și cum Q, P și M, N sunt pe cele două paralele, înseamnă că și Q, P, cu Q, P care înseamnă tot aceeași dreaptă, de fapt, cu M, N, paralele. Analog, demonstrăm că P, N, cu Q, M, paralele. Analog se demonstrează și acest lucru. Și atunci, patrulaterul Q, M, N, P, Q, M, N, P este, drept, este paralelogram cu un unghi drept, pătrat. E paralelogram cu un unghi drept, dreptunghi. Trebuie să mai aibă și două laturi apropiate, două laturi vecine congruente. Deci mai avem un pic de lucru, dar suntem aproape de problemă. Am fixat că e dreptunghi, trebuie să mai fie și două laturi vecine congruente. Da? Ca să fie pătrat, ca așa se zice. Adică trebuie să arătăm QP este cât mână sau cât QM sau QP cu P mână, n-are importanță. Care vreți. Oricum, ele sunt congruente două câte două, deci opuse, dar trebuie unul două alăturate. Păi, putem să ne uităm în triunghiul care le-a zis Mironar QAB, că este A congruent cu B, atunci ești șosel. QAB, zice. QAB. Este ești șosel. Nu este. QAB are 75 aici, un unghiu și astea 15. Ah, da? 75 aici. Așa am zis că 15, 75 da, da. QP trebuie să fie cât pe în... Să ne fixăm ideea, s-a putut QM.
dacă am... Gmail. Dacă am demonstrat că Q nu e congruent cu PM. Q? Nu. N. Q, N. Q, M, zice. Q, N. N, nu se duce pe diagonală. Așa, da. Deci dacă arăta că diagonalele sunt congruente, nu așa avea nicio mutare. În dreptunghi se întâmplă asta. Păi e congruent, că e dreptunghi. Eventual să mai ales că diagonalele sunt perpendiculare. Că numai în pătrat se întâmplă asta. Deci dacă te muți, nu vrei să arăți asta, că nu-ți vezi tu foarte bine, da? Dacă nu vrei să arăți, atunci străduite să arăți că Q, N, perpendicular pe P, M. Și iarăși problema e rezolvată. Nu m-am pătrat să întâmplă asta. Visez. Nu știu dacă am șansă, dar visez la chestia asta. Dacă am să arăt că Q, N, e paralelă cu DC, nu știu dacă am șansă. Și că PM paralelă cu DC, UM astea sunt perpendiculare și ele vor fi perpendiculare. Da? Visez. Dacă reușesc să arăt că Q, N, e paralelă cu DC și adică PM, Q, N ar trebui să fie un fel linii mijlocie. Nu linii mijlocie, ele luăm ele două drepte. N, să fie paralelă cu DC. Nu știu din ce motive, probabil că trebuie mai riguros făcută figura ca să ne ducem cât mai aproape. Dar, așa se întâmplă din ce simt eu ca figură aici. Și, în mod normal, fiindcă se cere să fie pătrat, diagonalele vor fi perpendiculare. Deci așa trebuie să se întâmple. Ceasul cât este că sunt presat. Și 28. Sunt presat, facem sinteza, rămâi să ne gândim acasă, finalizăm problema, am dus-o aproape, nu mai rămâne voi chestia asta, da? Facem sinteza ca să mă și cu ce las. Sinteza. Zile. Ce probleme am discutat aici? Ai, prima chestiune. Doi. Am făcut și media aritmetică. Media aritmetică, media geometrică. Nu geometrică, nu, numai media aritmetică. Media aritmetică. 3. Am făcut pătrat, trapez. Da. Pătrat, dreptunghi. Am amintit dreptunghi. Da. Paralelogram. Pătrat, dreptunghi, paralelogram. Cam astea. Proprietăți. Da. Probleme. Probleme. Cam așa, dragilor. Urmează faceți să... finalul, copii. Da. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Cofona și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Asta să fie clar pentru toată lumea, da? Să nu uităm să dăm like și share prietenilor.